Trebuie să mă aranjez nițel! Un pic de blush o să mă ajute! Ha! Unde mi-e pensula? Da! Clar o să meargă aia! Nici nu o să-și dea seama că a dispărut! Pot să prind de creionul ăsta ca să am un mâner! Voila! Pensulă de machiaj făcută în casă! Hei, ești gata să mergem? Să mă spăl pe mâini! Îmi place cum miroase săpunul ăsta! La naiba, e așa lunecos! Te-am prins! Ce? Îți bați joc de mine? Haide, săpunule! Trebuie să stai locului! Gata cu alunecatul și căzutul? Oh, hai, mă! Cum s-a întâmplat asta? Ok, trebuie să pot face ceva! Ah, savoniera! Normal! Intră acolo, săpunule! Asta-i noua ta casă! Doamne! Hei! Ce naiba? Săpunul s-a fleșcăit și e scârbos! Eu urăsc de așa! Scârbos! Nici nu vreau să-l folosesc! E ok, iau unul nou! Dar dacă îl pun în savonieră, devine iar dezgustător! Gândește, Jennifer, gândește! S-ar putea să meargă! E timpul să scot clasicul lipici cald, un dreptunghi drăguț cu o deschizătură spre chiuvetă. Și trebuie să fac și niște linii șerpuite. Uite așa! Perfect! Acum e timpul să mă spăl pe mâini. Săpunurile noi sunt cele mai tari. Iar acum săpunul se poate odihni aici. Merge! Apa se scurge! Deci săpunul nu va mai deveni scârbos și nici nu va mai aluneca în chiuvetă. Problemă rezolvată! Bravo mie! Noua pudră de fixare e grozavă! Și acum creionul meu de sprâncene. Trebuie să-mi umplu sprâncenele. Vai! Sunt super inegale! Trebuie să le repar! Ce? Le-am înrăutățit! Acum trebuie să o ajustez pe asta ca să fie la fel! Ashley, ce ți-a atât? Sprâncenele mele au scăpat de sub control! Ha, ce? Cum de s-a întâmplat asta? Nu-i amuzant! Trebuie să o iau de la capăt! E ok, te ajut eu! Hai, dăm creionul tău! Secretul e să folosești și o pensetă! Stai să-ți arăt! Ia creionul și colorează vârful pensetei! Bun, acum ia penseta și folosește-o ca să-ți faci conturul sprâncenelor. Ha! Wow! Chiar a mers! Da, așa rămân părțile de sus și de jos egale. Acum termină să le conturezi și să le stompezi. E super isteață treaba! Wow! Au ieșit grozav! Mersi că mi-ai salvat machiajul! Cu plăcere! Ah, o să întârziem! E timpul pentru baie cu spumă! O să fie așa relaxant! Mi-am luat tableta și sunt gata să intru! E timpul să-mi urmăresc clipurile! Îmi trebuie și băutura! Ăsta e unul dintre canalele mele preferate! Ah, mi s-a terminat sucul! O să o las pe asta aici! Ok, acum pot să mai torn niște Fanta! Oh, tableta mea! Unde e? Trebuie să o salvez! Ah, o minunată baie cu spumă! Abia aștept să-mi văd clipurile! Ar putea fi periculos pentru tableta mea totuși! Trebuie să pot face ceva! Hei, umerașul! Clar el e soluția! O să-l agăț aici și o să iau o pungă cu fermoar. E în siguranță aici și ferită de apă, iar acum poate fi prinsă de umeraș. Excelent! E ca și cum aș avea propriul meu cinema, cu spumă și paie chic, evident! Acum să mă uit la clipurile mele! Uf, totul e fleașcă! Sunt vai de mine! Uite ce păr am și machiajul meu! Toarnă cu găleata afară! Ce bine că mi-am adus aminte de umbrelă! Nu-i corect! Oh, doamne, ce s-a întâmplat? Vremea a stricat totul! Da, părul tău are nevoie de niște ajutor! Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee grozavă! Uite, uscătorul de mâini de acolo! Puneți capul sub el! Sigur o să meargă! Ai încredere în mine! Bun, gata! Lasă-l să-ți usuce părul! Nu se poate! Chiar mi-a rezolvat părul! Vezi? Ți-am zis eu! Mă simt mult mai bine acum! Timpul pentru dușul meu de dimineață. Trebuie să-mi mențin părul uscat, totuși. Și uite-mi purățelul. Oh, da! O să mă clăbucesc bine de tot! Ok, cred că ajunge! Frec, frec, frec! Ador o piele curată! Uf! Nu pot să ajung la spate! Haide, trebuie să mă întind! Of! Stai! Poate dacă folosesc peretele? Nu, a fost un eșec total. Dar dacă… Evrica! Vino încoace, pistol de lipit! O să fac niște linii șerpuite. Bun! Acum adaug și niște puncte. Chiar e un model drăguț! Ok, cred că ajunge! Să vedem dacă merge! Hei, nu-i rău! Mă frec pe spate fără să folosesc mâinile! Care-i cea mai nasoală situație în care te-ai aflat? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!